80% din bolile cronice pot fi prevenite, susține Organizația Mondială a Sănătății. Din acest motiv, România trebuie să aloce mai multe fonduri pentru serviciile de prevenție, pentru că cea care gestionează o mare parte din banii sănătății este Casa Națională de Asigurări de Sănătate. L-am invitat pe Adrian Gheorghe, președintele CNAS, la o discuție despre bugetul din sănătate, despre noul contract cadru și noutățile pe care le aduce acesta cu privire la prevenție. Aș vrea să vorbim puțin despre prevenție. Știm cât de importantă este și cumva pandemia de COVID-19 ne-a arătat și mai mult acest lucru. E necesar să investim în prevenție și din acest aspect aș vrea să vă întreb cât de implicată este Casa Națională de Asigurări de Sănătate în activitatea de prevenție. Istoric și până în acest moment, destul de puțin prin comparație cu, de exemplu, Ministerul Sănătății, care desfășoară programele, are autoritatea de a trasa politicile publice în sănătate, inclusiv pe partea de prevenție. Aici Casa a avut o implicare, să spun, minimă. Atunci când s-a creat ocazia, a participat, dar nu a avut un rol proactiv. Cred că se poate face mai mult și îmi propun să facem mai mult, deoarece această distinție parțial care ține de cultură instituțională, parțial de inerție, să spun, Casa exclusiv curativ, Ministerul Sănătății exclusiv preventiv, funcționează și nu prea față de ceea ce vrem să ce ne propunem în momentul ăsta. Adică și față de ceea ce e în practică până absolut, la urmă. Absolut. Sigur, e o distinție utilă care a avut scopul ei la un anumit moment. Cred că, eu cred sincer că putem să începem să o relaxăm încet, încet, nu brusc peste noapte, dar într-adevăr, Casa poate face mai mult pe prevenție și cred că ce e mai important aici este să ne asigurăm că politicile de sănătate publică sunt implementate prin servicii integrate și corelate de-a lungul instituțiilor. Contează mai puțin cine ce face, important este rezultatul până la urmă. Și aici ne-am implicat inclusiv la nivelul contractului cadru. Acum să facem niște pași, e mult mai mult de făcut în perspectivă. Dar ca direcții ce aș vrea să menționez sunt câteva prevederi în acest proiect de contract cadru care va intra foarte curând pe circuitul de avizare pe de-o parte și pe de altă parte suntem în discuții strânse cu Ministerul Sănătății privind ajustarea structurii programelor naționale de sănătate, practic tradițional unele la minister, altele la casă. Ne uităm mai cu atenție în această perioadă la cum putem îmbunătăți astfel încât să ne concentrăm mai mult pe rezultat și mai mult pe această dihotomie istorică între instituții. Există aici și cred mult apetit pentru mai multă flexibilitate, astfel încât până la urmă programele să fie desfășurate mai eficient. Concret, noul contract cadru, veți avea buget sau bani mai mulți pentru prevenție, pentru, să spun așa, servicii medicale acordate în scop preventiv? În acest moment stimulăm, ne propunem să stimulăm mult mai mult consultația de prevenție pentru cei peste 40 de ani la nivelul medicului de familie, printr-un tarif, credem noi, atractiv. Am avut aceste discuții cu inclusiv cu reprezentanții medicilor și ai medicilor de familie. Asta va face ca într-adevăr să fie alocați mai mulți bani decât în prezent pentru aceste consultații preventive. Desigur, mai e mult până departe, dar este un prim pas pe care îl facem pentru a arăta interesul de a dirija resurse din fond pentru acest tip de activități. Nu există modul în care sunt construite bugetele în acest moment, mai puțin pe programe și pe activități și mai mult pe paliere de servicii. Deci în acest moment nu putem vorbi despre faptul că avem un buget pentru prevenție. La Ministerul Sănătății se pune altfel problema, deoarece
Ministerul desfășoară programe și finanțează programe cu scop preventiv. Deci acolo se poate vorbi despre așa ceva într-o măsură mai mare. La casă, în acest moment, mai puțin, dar ne uităm la modul în care putem structura și fundamenta ceva mai bine propunerile de buget pentru anul viitor în acest sens. Deoarece, sigur, mai sunt multe aspecte de reglat aici. De exemplu, se întâmplă consultația de prevenție și pe urmă ce? Mai exact, trebuie făcute niște investigații, trebuie urmărit puțin pacientul respectiv pe mai multe tipuri de paliere. Aici încă încercăm să vedem ce putem face acum și ce putem planifica pentru la anul sau pentru anii următori, astfel încât nu doar să stimulăm financiar, dar să începem să și vedem niște rezultate. Vin oamenii, se acordă consultația de prevenție, ce prindem, ce detectăm pe baza acestei consultații. Din acest punct de vedere, putem face ceva și la proiectul de norme din anul acesta, să începem să colectăm niște indicatori pentru a vedea ce detectăm dacă tot facem consultații de prevenție, pentru că aceasta va avea o influență importantă la fundamentările de buget în anii următori. Dacă detectăm mai mult, de exemplu, tipuri de cancere, atunci trebuie să prevedem niște îngrijiri, pentru că nu poți să spui am făcut prevenție, i-am detectat, ne pare rău, s-au terminat fondurile. Deci este pentru, așa cum o văd, o oportunitate de a începe să ajustăm modul în care se fundamentează și structurează bugetul, propunerea de buget a Casei Naționale, deoarece în acest moment criteriul predominant este cel istoric, pe baza volumului de pacienți. Cred că este timpul să începem să ne mișcăm gradual, cu atenție, dar ferm, către o bugetare care are în vedere tipurile de rezultate pe care vrem să le obținem și care are în vedere de asemenea integrarea serviciilor și alocărilor bugetare la nivelul tuturor palierelor de servicii. Pentru că dacă ai detectat un caz la un anumit nivel de asistență medicală, trebuie să ai prevederi pentru nivelurile ulterioare. Pacientul nu știe că nu trebuie să fie interesat că tu ai structurat bugetul pe paliere de servicii, pe el interesează să-și rezolve problema, astfel încât traversează foarte repede aceste paliere și pe el interesează pe asigurat să existe fondurile ca profesionistul medical să știe ce să poată să îi ofere îngrijirea de care are nevoie la timpul respectiv. Avem de lucru aici, dar cred că e absolut oportun să începem de undeva și această investiție în prevenție este mai mult decât necesară. Cred că nu este un deziderat, este o necesitate în acest moment și pandemia COVID a arătat cât de important este rolul comorbidităților, nu doar în evoluția patologiei, dar și în cunoașterea prevalenței acestei comorbidități pentru a fundamenta niște decizii. De exemplu, pe cine prioritizăm la vaccin? Dacă nu ai date despre cine ce comorbidități și boli cronice are, este imposibil să fundamentezi, deoarece pur și simplu nu știi. E mult de lucru, dar sper că alături de partenerii noștri, din atât decidenți cât și din sistemul de sănătate, vom face pași în acest sens.